Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la momentul adevărului. Că în Breaza se circulă destul de greu, nu mai este o noutate pentru nimeni. Că oamenii se plâng de starea drumurilor, la fel nu mai constituie o noutate. Vom lămuri toate aceste probleme cu care se confruntă atât brezenii, cât și cei care se află în tranzit prin această localitate. Chiar cu primarul orașului Breaza, domnul Răzvan Bălășescu. Bună seara, domnule primar, bine ați revenit alături de noi. Bună seara și salutării tuturor brezenilor. Domnule primar, nu vom începe discuția din această seară cu partea de infrastructură stradală. Vom începe cu un subiect mult mai fierbinte, să spun așa, la momentul de față. Un subiect care creează mari probleme în momentul de față în Breaza. Mă refer la alunecările de teren care au avut loc în ultima perioadă. O să avem și noi un material pregătit pe care telespectatorii îl vor putea vedea. În satul Irimești, mai exact, domnule primar, crăpăturile din pământ sunt adânci de câțiva metri. Câteva case bătrânești sunt acum de nelocuit după ce pereții s-au crăpat și stau să cadă. Oamenii spun că problemele au început după zilele ploioase, când pământul a început să o ia la vale, iar terenul arată acum ca după bombardament. Cunoașteți situația din cartierul Irimești? Da, sigur, am fost acolo încă de cum au anunțat la ISU Prahova. Într-adevăr, este o situație neplăcută. Am fost acolo împreună cu cei de la ISU, cu șeful de serviciului de situații de urgență din primăria Breaza, cu comandantul Poliției Naționale Breaza, cu jandarmeria, deci am făcut constatări. În continuare, pământul lucrează în zona respectivă. Într-adevăr, zona nu este prea populată, deci acolo mai locuiesc 9 familii. Dar în afară de câteva gospodării care erau locuite, deci 3 gospodării care erau locuite și sunt afectate de aceste alunecări, mai sunt și alte case care nu sunt locuite, deci sunt probabil folosite ocazional acolo și sunt afectate. Da, nu ne așteptam ca în zona respectivă să se întâmple, cu toate că solul de acolo este tot argilos și este predispus. Și atunci de ce spuneți că nu vă așteptați ca în această zonă să se întâmple? Sunt foarte mulți ani de zile de când acolo nu s-a întâmplat ceva și la marile ploi din 1997, zona respectivă, deci de care vorbim acum, nu a fost afectată și nu dădea semne să, cu toate că v-am spus, zona de acolo, deci zona Irimeștiului, pe hărțile de risc de alunecări este cu risc maxim. Bun. În momentul de față, oamenii care locuiesc în zona au rămas fără curent electric pentru că stâlpii, se pare, au fost doborâți și, drept, echipa noastră de filmare nu a putut ajunge în acel cartier. Am înțeles că drumul este impracticabil, trebuie să o iei la pas, cum se spune, și să mergi vreo 2 km pe jos. În schimb, avem o filmare din cartierul Tudosești din Breaza, unde, la fel, locuitorii spun că au de suferit din cauza alunecărilor de teren. Deci în zona Tudosești, tot așa, acolo știam că este și s-au produs, și de când sunt eu primar, s-au produs în 2 sau 3 rânduri alunecări de teren, asta o cunoșteam. Deja în zona pe strada Tudosești se fac lucrări de consolidare, de stopare a alunecărilor. Avem niște fonduri, dar ceea ce lucrăm noi acum nu satisface, adică nu rezolvă situația în întregime. Vă referiți la cartierul Tudosești acum, la acele lucrări Tudosești pe care și zona din preajma străzii Tudosești. Este o soluție de compromis, dacă aș putea să o numesc așa, cea pe care este ați găsit sau în ce constau lucrările? Deci este o soluție foarte bine pusă la punct. Deci lucrarea care se face acolo s-a făcut în urma unui studiu geotehnic foarte bine pus la punct și a unui proiect foarte bine pus la punct. Deci lucrarea de acolo va rezolva problema, dar nu în totalitate. Deci pe zona unde se lucrează și, să spunem, în zona apropiată, va fi stopată alunecarea. Dar mai departe, spre la începutul străzii Tudosești, la sfârșitul străzii Tudosești, riscurile rămân. Sper ca pe viitor să facem rost, să alocăm în continuare bani pentru stoparea acestor alunecări și să rezolvăm problema. Oricum, și în emisiunile trecute am discutat despre alunecări. Stoparea lor implică fonduri extraordinar de mari.
Ce noi înseamnă am făcut fonduri extraordinar de mari, domnule deci primar? De zeci de milioane de lei noi. Deci ar fi nevoie deci de o finanțare un exemplu, externă? Vă dau externă sau de la guvern. Vă dau un exemplu. Deci pe strada Miron Căproiu, chiar în spatele primăriei, am făcut o stopare de alunecare de teren, să zicem pe o lungime de vreo 40 de metri. Și ne-a costat în jur de 800 de mii de lei. Deci foarte, foarte mult. Și am făcut doar vreo 30-40 de metri. Lucrarea constă în forarea la adâncimi care sunt prevăzute în studiul geotehnic. Deci în zona aia cam 12-13-14 metri s-a forat. S-au băgat armătură de fier beton, s-a betonat și după aia pe toate, deci pe capetele acestor coloane a fost turnat un zid de sprijin. Deci sunt lucrări foarte laborioase, necesită furări la adâncimi foarte mari și sunt foarte costisitoare. Dar mereu, și acum alunecarea de la Irimești, alunecarea de la Tudosești, le-am făcut note de constatare, le-am înaintat către prefectură și prefectura cu siguranță le-a înaintat către Guvernul României. Sper să mai facem rost de bani și din alte surse. Bun, haideți să urmărim și noi materialul pe care îl promiteam puțin mai devreme și revenim la discuția noastră. Doamnelor și domnilor, urmăriți următorul material, revenim la discuția noastră în câteva minute. În urma ploilor abundente din ultimele zile, cetățenii din orașul Breaza se confruntă din nou cu alunecările de teren. Cea mai gravă situație este în cartierul Irimești, unde mai locuiesc doar 9 familii. Autoritățile spun că această zonă nu este deloc sigură, iar consolidarea ei ar costa cât bugetul local pe 3 ani. Acolo este un cartier, cum să vă spun, părăsit. Deci dacă mai sunt încă 9 familii de atâta timp, acolo este alunecarea de teren extrem de gravă, se întinde pe 1,5 km și pe o lățime de vreo 200-300 de metri, ceea ce par implica costuri imense. Aici au fost avariate 8 case, însă jumătate dintre acestea nu mai sunt locuite. Pentru celelalte 4 familii, autoritățile locale caută soluții de relocare. O să facem o adresă către prefectură pentru a ne se acorda sub formă de împrumut, 4 containere modul pentru a avea o, cum să vă spun, o certitudine că cele 4 familii vor fi de acord să se mute din cartier și totodată în ședința de Consiliu de la sfârșitul lunii se vor acorda terenuri pentru o nouă construcție a caselor celor care au fost afectați. O altă zonă care este afectată de mai mulți ani de alunecările de teren este strada Tudosești. Aici apa sapă și cu fiecare centimetru mută gardurile și casele oamenilor care se străduiesc să le repare așa cum pot. Problemele au început prin 97, în urma ploilor din acea vreme, când o serie de vecini de aici au fost rămutați, casele pur și simplu au fost culcate la pământ și după aproximativ 10 ani au început problemele și la mine. Autoritățile locale au constatat situația și au propus și o soluție. Autoritățile au găsit o soluție de compromis, să zic. Mi-au propus un teren în concesiune cu plata unor redevențe într-o zonă în care și acolo au fost alunecări de teren și care pe harta de risc a orașului întocmită de Consiliul Județean apare hașurată cu zona cu risc de alunecare, ceea ce n-am putut să accept așa ceva. Deci plecam dintr-o zonă cu alunecări de teren într-o zonă cu risc de alunecare. Au fost însă alocate fonduri pentru reabilitarea și consolidarea străzii. Pe strada Tudosești, ca și pe strada Colinei, prin banii pe care au fost investiți de către primărie și de Consiliul Județean, am făcut două consolidări. Pe strada Tudosești se va finaliza în prima săptămână după Paște și acolo se va rezolva
acolo nu va mai fi problema. De asemenea, ploile au provocat și surparea unui sector de drum pe strada Poieniței din Breaza. Costurile totale pentru consolidarea terenurilor afectate de alunecări se ridică la 5,6 milioane de lei. Am revenit, doamnelor și domnilor, am văzut imagini de pe strada Tudosești, un domn care locuiește în acea zonă ne spunea că i s-a făcut oferta de a se muta din zona respectivă, de a primi un, de a primi un teren pe care să-și construiască o locuință, însă dânsul era nemulțumit pentru că și terenul pe care ar urma să-l primească s-ar afla tot pe o stradă care ar putea avea de suferit din cauza alunecărilor de teren. În orice caz, terenurile care, să spunem, le-am aprobat și le-am pune la dispoziție cetățenilor pentru construcții de locuințe, cu siguranță vor fi terenuri care au studiile geo făcute, deci nu putem să ne batem joc de o familie sau de un om, domne, să dăm un teren care alunecă, deci într-o zonă care alunecă. Cu siguranță, dacă se vor face aceste alocări de terenuri, vor fi făcute în zone care sunt stabile. Ce vreau să vă spun, într-adevăr, și la Breaza, ca și în alte localități, după Valea Prahovei sau din Prahova sau din țară, sunt alunecări de teren. Ele nu afectează, totuși, zone foarte populate. Marea majoritate sunt în extravilanul localității, dar problema noastră este că și o familie, dacă locuiește acolo într-o zonă de alunecare de teren, pentru noi este o problemă și facem tot posibilul să venim în ajutorul lor. Referitor la Irimești, deci am convocat o ședință de extremă urgență a Consiliului Local și deja am stabilit 4 locații în vederea mutării temporare a familiilor care nu mai pot să locuiască la Irimești și de asemenea în ședința de la sfârșitul lunii vor fi stabilite loturi de teren unde aceste familii le vor primi și vor avea posibilitatea să-și construiască cu caracter gratuit. Discutăm, bănuiesc că da, nu știu acum să vă spun exact, bănuiesc că da. Aceste familii, din discuțiile pe care le-ați avut cu ele, au forța necesară să o ia de la capăt, domnule primar? Nu, e foarte greu și mai ales în zilele noastre. Când mă gândesc că acolo locuiesc foarte mulți oameni, locuiesc și oameni în vârstă, cărora le este greu să se mute și să... Nu, chiar cei care sunt afectați nu sunt în vârstă, sunt chiar tineri sau unii la o vârstă medie, dar știți foarte bine că... Deocamdată în România populația este destul de săracă și a lua-o de la zero este foarte greu. Bun, noi încercăm să rezolvăm parte din aceste probleme din bugetul local sau din alte fonduri, dar să știți că avem acum și agenți economici care vor să ajute și deja m-au contactat că vor să ajute să facă sponsorizări. De ordin financiar sau materiale de construcții și să ajute construcția viitoarelor locuințe. Este greu, dar trebuie să ne zbatem. În orice caz, deci la ora actuală avem 4 locații, sper să mai găsim și altele, 4 locații unde, în cazul în care va trebui să mutăm de extremă urgență populația din zona Irimei sau din altă zonă care e predispusă a alunecării, deci le avem deja pregătite. De asemenea, prefectul județului ne-a oferit posibilitatea ca în caz de extremă urgență să ne ofere câteva locuințe din astea containerizate. Deocamdată am descoperit noi pe plan local și facem față cu ceea ce avem pe plan local. Domnule primar, ce înțelegeți dumneavoastră prin situație de extremă urgență? Pentru că sunt familii care fie au plecat la prieteni, cunoștințe, rude din cauza faptului că nu puteau să mai stea în locuințele afectate din cauza alunecărilor de teren, dar sunt deopotrivă și cazuri de oameni care au preferat să rămână în locuințele proprii pentru că au animale, pentru că au o gospodărie pe care nu își permit să o lase așa de izbeliște. Da, discutând despre cazul Irimești, aici avem doar un singur caz unde un copil dintr-o familie a fost luat de rude și locuiește la rude până
se găsește altă soluție sau au preferat soluția aceasta pentru confortul copilului. În rest, ceilalți nu s-au mutat, îi vom muta noi în locațiile care au fost propuse de Consiliul Local. Dar, într-adevăr, din trei gospodării care mi-am spus că sunt locuite, deci una este locuită de două persoane, de fapt de trei, și copilul a fost luat la niște rude, am înțeles, la București. A doua gospodărie este locuită de o singură persoană și mai este cea de-a treia gospodărie care este afectată, acolo sunt 5 persoane. Aici la familia cu 5 persoane, ei deocamdată nu vor să se mute pentru că au o gospodărie, au animale acolo în zonă și preferă să rămână acolo. Dar eu sunt aproape sigur că va trebui să-i mutăm. Deja le-am pregătit o locuință unde să-și desfășoare în condiții normale viața. Acum vor trebui să se hotărească ce vor face cu animalele. Ori să duc o dată de două ori pe zi, nu știu, nu pot să-mi dau seama, dar acolo în locuința lor nu mai poate să trăiască. Deci este... Îmi pare foarte rău pentru că e o familie care este foarte muncitoare, au investit foarte mulți bani acolo în gospodăria lor și acum s-a ales praful de... Când se va întâmpla acest lucru, domnule primar? Când considerați de cuvință că aceste familii trebuie să se mute în locuințele acestea, deci, cu caracter temporar? Din punctul meu de vedere, și sunt astăzi putem ploioase, să ies... Astăzi a plouat, da, asta este. Le vom asigura condițiile minime de trai până reușim să mutăm ce au acolo, mobilă sau ce mai de au când? În bună. Începând de? Și de astăzi. Și de astăzi, da, sigur că da. Deja... cei de la serviciile de la serviciul de situații de urgență au vizualizat locațiile. Două dintre ele pot fi folosite chiar de acum. Una, cred că de mâine, sunt ceva materiale depozitate acolo, care astăzi vor fi mutate și vor putea fi puse la dispoziție. Când spuneți locații, domnule primar, la ce vă referiți exact? Deci unde se vor muta acești oameni? Deci înseamnă locuințe, camere, de exemplu, avem la Clubul Sportiv o cameră destul de mare, avem și utilități acolo, avem la fostul cămin cultural de la Podul Vadului, avem două camere care pot fi folosite, avem o vilă care aparține primăriei, este pe strada Morii și acolo am identificat o cameră cu bucătărie care este liberă și poate fi folosită. Bun, și haideți să le spunem oamenilor ce înseamnă, domnul primar, caracter temporar, pentru că, bun, oamenii își vor lua toate lucrurile, se vor muta în aceste locuințe provizoriu. Ce înseamnă provizoriu și cât vor dura? Provizoriu, deci provizoriu poate să fie și 2 ani de zile, acum depinde și cum poate să pot dânsii să-și construiască noile gospodării. Ce ajutoare putem să le dăm noi, ce ajutoare putem Vorbeați să le aducem prin sponsorizări? Dumneavoastră. Da. Dacă le convine să rămână în zonele, în locuințele respective, pot să rămână acolo. Deci asta înțelegem noi prin... Este indicat... V-am spus, acest provizorat poate să fie și 2 ani de zile. Poate omul în 2 ani de zile nu poate să-și construiască două camere sau... Este indicat la momentul de față, să presupunem, facem așa un exercițiu de imaginație, să presupunem că una dintre aceste familii reușește să-și reabiliteze locuința în câteva luni de zile. Dumneavoastră, în calitate de edil șef, recomandați oamenilor să revină în acea zonă? Nu, sub nicio formă. Deci ceea ce am văzut eu acolo, nu. Zona respectivă, părerea mea, trebuie păstrată doar ca grădin, ca asta, nu. Deci este un risc maxim. V-am spus și pe hărțile întocmite de Consiliul Județean, zona Irimești este o zonă de risc maxim pentru privind alunecările de teren. Oamenii știu asta? Oamenii din zonă? Da, normal trebuie să știe, da, trebuie să știe, sigur că da. Deci astea sunt toate hărțile de risc, sunt afișate și la primărie, sunt făcute cunoscute. Deja, dacă cine vrea să-și construiască acolo, autorizațiile de construire nu se mai dau, pentru că
necesită studii geotehnice și sunt sigur că studiile vor spune că nu se poate construi în zona respectivă. Bun. Și cu referire la cartierul Tudosești, domnule primar, știu că cei care și-au ridicat locuințe acolo sunt foarte multe, foarte multe. Sunt câteva locuințe ridicate de bucureșteni, care cei drept le folosesc. Da, am discutat treaba asta și în 2012. Dar știu că la fel nu au existat aceste autorizații la momentul la care au fost ridicate acele construcții. Da, v-am spus și în 2012 despre strada Tudosești, mai ales vilele făcute de oameni care au venit la Breaza. Într-adevăr, peisajele sunt foarte frumoase acolo, aerul este curat, dar atunci când îți construiești o casă, trebuie să știi toate măsurile care trebuie să le iei. Și în principal aceste studii geotehnice. Acum, din explicațiile care le-am primit eu în 2012 de la Birou Urbanism, se pare că până la un moment dat, până nu știu ce an, nu se cereau pentru eliberarea autorizației de construire, nu se cereau studii geo. Probabil că oamenii care au venit acolo și-au construit casele fără să aibă studii geo. Cam de capul lor, așa. Eu zic că da. Cu toate că una dintre familiile de acolo mi-au spus că și-au întocmit ei pe banii lor, nu știu cu ce prieten, studii geo. Adevărul că înseamnă după că ce s-a întâmplat... Înseamnă că de asigurare nici nu se mai... Da, iau asigurări, au așa, dar acum depinde și firma de asigurare ce condiții le-a impus. Bun, ca să concluzionăm acest subiect referitor la alunecările de teren, domnule primar, care este din punctul dumneavoastră de vedere soluția pe termen lung, care implică, într-adevăr, spuneați dumneavoastră, foarte mulți bani pentru a rezolva această problemă nu foarte gravă la Breaza, pentru că sunt localități în Prahova care au mult mai mult de suferit din cauza alunecărilor. În primul rând, și nu vreau să supăr pe nimeni, dar părerea mea, bine, nu depinde neapărat de mine, pentru că avem și Consiliul Local, avem și alte foruri care sunt mult mai îndreptățite să dea niște soluții. Dar părerea mea este că în primul și în primul rând zonele locuite, zonele din intravilan trebuie tratate cu maximă atenție, pentru că aici populația este mai numeroasă, agenții economii sunt mai mulți, se pot bloca cum să spun eu, mini cartiere de oameni, se poate bloca traficul rutier și așa mai departe. Nu lăsăm în ultimul rând și zona extravilană, care este folosită de fermieri sau oamenii au grădini în acea zonă și au cum să spun eu, plantații de pom fructifer sau își exploatează masa verde. Dar în primul și în primul rând părerea mea este că trebuie stopate alunecările din zona foarte populată. Și v-am spus, la ora actuală la Breaza avem 5 șantiere unde se lucrează la stoparea alunecărilor de teren. Problema este că trebuie foarte mulți bani. Ne zbatem, acum miercuri avem o întâlnire la Prefectura Prahova cu reprezentanța Ministerului Mediului și sperăm să găsim și prin Ministerul Mediului să găsim niște fonduri pentru aceste alunecări de teren. A spus să concluzionăm. Eu aș vrea să transmit un mesaj populației, mai ales din zona de intravilan, care pentru a-și recupera sau a câștiga un metru pătrat de teren fac niște lucrări care afectează sau vor afecta solul. Deci sunt zone unde cursurile de apă pluvială au fost deviate de cetățean. Sunt zone unde s-au încărcat, deci au adus pământ escavat sau pământ și au depozitat pe zonele care sunt expuse alunecărilor de teren. Deci am la ora actuală, am pe strada Poieniței, o alunecare de teren care a fost provocată de om. Deci eu aș vrea cetățeanul să înțeleagă că acolo unde are în grădină sau în curte un torent sau o vâlcea, să o lase așa cum a făcut-o natura, de să nu intervină asupra lor. Pentru că sunt probleme foarte mari. Cetățeanul, ca să câștige un metru de pătrat de teren, a stopă o vâlcea. Sau deviază cursul apei pluviale în altă zonă care este expusă. Nici nu știam că pe zona Poienița se poate da, întâmpla... Dar pe care le fac oamenii de capul lor. De capul lor, da. Sunt proprietăți private. Nu putem să fim toată ziua
să vedem ce se întâmplă în curtea omului. Dar omul trebuie să fie conștient că acolo unde obturează o vâlcea, un torent, un curs de apă sau unde depozitează pământ suplimentar și încarcă locul acela, locul acela este predispus alunecării. Deci asta vreau să înțeleagă oamenii, să lase pământul așa cum a fost făcut de natură. Deci acolo unde curgeau apele natural, să le lase așa. Noi ne chinuim acum să facem dirijări de apă, amenajări de torenți, amenajări de vâlcele, dar acolo unde pământul este particular, nu pot să intru să deci să nu fac, puteți da. Decât să faceți apel la bunăvoința respectivilor proprietari. Deci vă spun că am acum zone, pe strada Poieniței, pe strada Ștefan cel Mare, alunecări de teren provocate de om. Deci aici ar trebui oamenii să înțeleagă foarte, foarte bine și vă spun foarte sincer că deja am apelat la Garda de Mediu să vină să facă anchete, pentru că nu se poate, adică de la o alunecare de teren care ți-ai produs-o în grădina ta, poate să sufere încă 6-7-10 familii sau un mini-cartier. Deci oamenii trebuie să fie conștienți de această treabă. Revenim la discuția noastră, domnule primar, după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem în câteva minute. Am devenit, doamnelor și domnilor, Răzvan Bălășescu, primarul orașului Breaza, invitatul meu din această seară. Domnule primar, înainte de pauză îmi spuneați că deja ați sezizat Garda de Mediu cu privire la aceste situații de loc de dorit. Garda de Mediu, din câte știu eu, poate acționa în respectivele gospodării, să spun așa, și poate aplica amenzi destul de usturătoare, care ajung până da, la așa este. 200-300 de milioane de lei. Da, așa am înțeles că sunt niște amenzi foarte, foarte mari. Încă o dată, nu vreau, eu sunt, deci am candidat la primar să fac bine cetățenilor. Dar acolo unde cetățeanul își face rău singur și afectează și alte gospodării sau alți cetățeni de la Breaza, acolo unde noi ca primărie sau ca virgulă Consiliul Local nu putem să intervenim, facem apel la celelalte instituții ale statului și vor trebui să răspundă. Deci noi băgăm atâția bani, din banii noștri ai cetățeanului, și cineva să vină să-și bată joc de ei. Nu câte, se poate. Câte astfel de pe la ora actuală, la ora actuală am două cazuri grave. V-am spus, pe strada Poieniței și pe strada Ștefan cel Mare. Și mai sunt câteva, dar acolo ar trebui să mai facem încă o dată constatare ca să nu luăm o decizie greșită. E trist ceea ce vă spun eu și încă o dată revin cu rugămintea către cetățeanul de la Breaza, acolo unde terenul este lăsat de la natură și funcționează corect, se comportă corect, să nu intervină asupra lui, mai ales la torenți, vâlcele, cursuri de apă și zonele care ei știu că sunt predispuse la alunecări, să nu le încarce suplimentar cu greutate suplimentară, pentru că la orice impuls, acel pământ va pleca. Grav este, v-am spus, că nu îl afectează doar pe el, sunt situații când afectează, să spunem, o stradă întreagă, o stradă pe care stau 20 de familii. Am înțeles, schimbăm registrul discuției. O lucrare care a început anul trecut, prin vară, în august mai exact, și care face referire exact la reabilitarea și modernizarea rețelei de apă și canalizare în orașul Breaza. Spuneam la începutul emisiunii că drumurile arată foarte rău în momentul de față în Breaza, se circulă cu dificultate. Acum că a mai și plouat, noroiul este peste tot. Domnule primar, vreau să vă întreb dacă, la momentul la care noi vorbim, pentru că v-am mai adresat această întrebare și răspunsul a fost unul negativ, sunteți mulțumit de felul în care se derulează aceste lucrări? Acum, în momentul de față, aprilie 2015. Nu sunt mulțumit. Sunt mulțumit, de exemplu, pe lucrarea de apă, că ritmul este destul de avansat, de bun. Am început și la canalizare. Sunt foarte nemulțumit pentru că disconfortul creat este foarte mare. Dom'le, fiecare înțelege. Da, dom'le, vreau să am canalizare pe strada mea. Hai să zic, sufăr o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Dar echipele care lucrează acolo pot să facă în fiecare zi să facă curățenie. Și vă spun că cetățeanul ar înțelege cu totul și cu totul altfel. Dar când lași o stradă
săpată toată, nu poți să intri nici cu piciorul. Deci am străzi acum, într-adevăr a și plouat, dar sunt și zone, sunt și perioade când nu plouă și străzile sunt desfundate. Deci am acum strada Răsăritului, Orizontului. Unde probabil că nici cizmele de cauciuc nu te mai ajută. Nu te ajută mult, pentru că am intrat cu, și cu utilaje foarte grele pe străzi înguste și au nenorocit absolut tot. Bun, înțelegem, discut cu cetățeanul, dar totuși sunt probleme de, cum să spun eu, până la urmă e și bunul simț al constructorului. Bun. Da, domnule, am și echipe bune. Deci am, vă spun că am oameni care vin și zice, da, domnule, pe strada Frăsinetului se lucrează bine. M-am rămas chiar surprins. Domnule, râzi de mine? Nu, domnule, lucrează chiar și bine. Și nu ar trebui să existe o constantă. Dar sunt echipe, sunt echipe care lucrează extraordinar de prost. Problema care este, v-am spus-o și în emisiunile trecute, problema este că această lucrare este foarte bună. Deci este foarte bună. Breaza nu găsea nici în 30 de ani, 40 de ani, banii ăștia care să fac aceste proiecte. Problema este că, vedeți, ne uităm și la televizor ce se întâmplă. Problema este că licitația a ținut foarte mult. Începerea lucrărilor a întârziat cu aproape un an. Deci trebuiau să înceapă în octombrie 2013, au început în august 2014. Ca să faci 100-110 km de canalizare într-un an și 3 luni de zile, vă dați seama că spargi un oraș întreg. Dacă această lucrare avea loc pe 3-4 ani de zile, vă spun că nu era deranjul chiar atât de mare. Dar acum, ca să se încadreze în termenii, trebuie să spargă în continuu. În continuu. Bun, avem și, să spunem, vești bune, că avem bani pentru refacere și chiar anul acesta avem bani pentru vreo 40 de kilometri de modernizare de străzi. Dar deocamdată trăim în praf, trăim în noroi, trăim cum trăim. Bun, știu că sunt probleme și din partea cetățenilor. Eu înțeleg foarte bine referitor la disconfort, dar sunt probleme și, să spun, probleme. Semnale îmbucurătoare. De exemplu, la mine la audiență n-am avut nicio... Nu țin minte să fi avut oameni care să vină să reclame disconfortul. Dar am avut oameni care veneau și îmi făceau cereri sau cereau să se cupleze și la canalizare sau la apă. Dom'le, uite, la mine n-a venit, nu mă branșează și pe mine. Astea sunt îmbucurătoare pentru mine. Pentru că omul simte că da, avem nevoie de apă, avem nevoie de canalizare, deci ăștia sunt oameni foarte maturi și chiar îi felicit pentru. Vă spun că îi felicit când vin la audiențe și mă aștept să-mi spună, domne, că am noroi pe stradă și de fapt vin și îmi spune, domnul primar, știți, aici aș vrea și eu să mă branșez la canalizare. Sau uitați, rețeaua de apă n-ajunge până la mine, ajutați-ne să facem și la noi. Astea sunt îmbucurătoare. Dar văd cu ochii mei disconfortul care există. Bun, avem acum, știți că avem comandamente bilunare, avem comandamente la care vine și prefectul județului, avem unele comandamente care vin reprezentanți și de la Ministerul Mediului și al Dezvoltării. Situația cât de cât s-a mai îmbunătățit, dar, v-am spus, mai sunt și echipe care lucrează foarte prost. Vi se pare firească situația, domnule primar, în care vorbim de un proiect cu o finanțare europeană și vă confruntați cu următoarea situație. Trebuie să aplicați mai amenzi firmelor care se ocupă de proiect, pentru că s-a întâmplat acest lucru. Și se întâmplă. Trebuie să-i monitorizați, da? Să stați efectiv în ceafa lor, prin intermediul reprezentanților prefecturii, prin diversi, da? Bun, practic să-i mânați de la spate, să-și facă treaba. Vi se pare normal, repet, în momentul în care vorbim de un proiect serios, un proiect de amploare, un proiect care se bucură de o finanțare externă, să se întâmple astfel de lucruri? Nu mi se pare firesc și încă o dată revin, nu vreau să găsesc vinovați, dar faceți dumneavoastră o analiză și vedeți cât a durat licitația pentru aceste proiecte, cât a durat întârzierea începerii lucrărilor și atunci o să găsiți un răspuns. Interesant ar fi să avem la una dintre emisiuni și invitați de la Hidro Prahova, de la Unitatea de Implementare a Proiectului, ca să dea detalii. Ar fi bine să onoreze această invitație sau măcar telefonic. Mă interesează foarte mult și cetățeanul prima dată se adresează primarului, chiar dacă, să spunem, este un proiect
unde investitorul este hidroprava. Știe că pe dumneavoastră vă aleg să-i reprezentați interesele. Am meseria de, am profesia de inginer auto. Nu pot să dau eu toate explicațiile pe acest proiect. De ar fi bine ca într-o emisiune să aveți invitat și de la Hidroprahova, să aveți și de la unitatea de implementare a proiectului. Uitați, am un proiect de canalizare și apă care l-am adus eu cu echipa mea, care a început deja. Veniți local și faceți o comparație, să vedeți cum se lucrează pe proiectul ăla și cum se lucrează pe proiectul ăsta. Vorbesc la proiectul lui Hidroprahova, acolo unde echipele sunt de slabă calitate. Că și Hidroprahova are zone unde are echipe bune. Bun, haideți să vă citesc, domnule primar, o declarație pe care a făcut-o reprezentantul firmei de construcții din Spania, cea care a subcontractat lucrările în ceea ce privește canalizarea și apa la Breaza. Juan Andres se numește domnia sa și spune în felul următor. Îmi cer scuze față de cetățeni, dar eu spun că problemele au apărut din cauza vremii nefavorabile. Avem, insistă domnia sa, avem problema climei. Acum nu putem reface anumite străzi din cauza vremii. Și acum, iertată îmi fie întrebarea, dar vremea nu ai cum să-ți o programezi. Aici asta e o chestie pe care oricum trebuie să o iei în calcul, că plouă, că ninge, că... Sigur că da. E caniculă. Sigur că da. Domnule, hai că să spunem, vremea nu-ți permite să spunem să faci o betonare, să faci o asfaltare. Extreme. Dar până vremea se îmbunătățește și poți să faci betonări sau asfaltări, poți să aduci carosabil la o stare destul de bună prin alte materiale care nu, cum să spun eu, nu necesită o vreme bună. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul, pe Juan reprezentantul Andres, lor. Dacă aveam o iarnă ca în 2012 sau ca în 2013, ce făceam? Deci totuși am avut noroc că lucrările au fost oprite maxim o lună de zile. Dar dacă stăteam 3 luni de zile cu o iarnă nenorocită și nu puteam să facem aceste lucrări. Bun. Este clima o problemă? Nu. După din părerea mea, dumneavoastră de vedere, după clima de la Breaza nu. Este una deci așa după care să părerea pună mea nu. Deci v-am spus cum eu îmi făceam datoria în serviciu auto sau în alte zone unde am lucrat, așa și dânsii știau foarte bine că lucrează în România. Nu este singura lucrare care au făcut-o, care o fac în România. Deci ei au mai avut lucrări de genul ăsta. La unul dintre comandamente l-am întrebat pe acest domn. Domnule, în Spania tot așa îi face lucrarea? Cum facem? Cum adică? Păi uite, știi strada, de exemplu, Aleea Parcului, care v-am spus, v-am povestit și în emisiunea trecută și cu două emisiuni, deci o alee de maxim 300 de metri în cartierul de blocuri, care nici acum nu este refăcută și a fost începută până în august sau până în septembrie. Nici acum nu e refăcută. Și am spus, uite, domnule, pe Aleea Parcului, dacă după o lună de zile în Spania tot așa, nu, la noi în Spania nu. Păi atunci de ce în România nu poți să faci calitate? Este lumea a treia sau de ce? Suntem un stat european, deci ai venit la licitație, nu știai condițiile. Deci, după părerea mea, astea sunt... Ați primit un răspuns? Eu tot n-am înțeles. Care a fost răspunsul domnului Juan Andres la această întrebare? Nu, a spus că la ei nu se întâmplă așa. La ei nu este imposibil să se întâmple așa ceva. Da, și l-am întrebat, domnule, dar nu suntem tot un stat european? Nu... A fost o întrebare retorică, să zic. Da, bineînțeles, da. Bun. Da. Ideea este în felul următor. Că deci, dacă... după părerea mea, clima n-are... acest reprezentant trebuie să fie foarte mulțumit că n-a avut 3 luni de iarnă grea. Pentru că 3 luni de iarnă grea... Asta e o chestiune pe care trebuie să-ți o iei în calcul în momentul în care participi la o licitație și câștigi un astfel de contract. Trebuie să iei în calcul că poate ninge, că poate viscolește, că poate plouă, nu știu, o lună de zile, că poate e caniculă. Deși cetățeanul de la Breaza este un cetățean european și merită respect din partea acestor constructori. Respect pe care nu-l primește? Păi, după ce vedeți că este în Breaza, nu-l primește. Deci suntem chiar total nerespectați de această firmă. Bun, la fel, trebuie să tragem așa o concluzie, să concluzionăm și acest subiect de discuție. Dacă aceste lucrări nu sunt gata la timp, domnule primar, există riscul ca acești bani europeni să fie pierduți. Sunt optimist din punctul acesta de vedere? Eu sunt optimist, eu sunt sigur că nu știu dacă se va termina la timp apa, eu zic că da, se va termina în termen. Canalizarea mă îndoiel, dar nu cred că banii aceștia se vor pierde, dar în cazul în care cineva este vinovat, va trebui să răspundă. Cine Pentru că și acești bani europeni sunt tot bani publici. Corect.
Deci, în primul și în primul, nu știu cine, nu vreau, v-am spus, nu vreau să găsesc vinovați, nu e bine, nu, și nu, cum să spun, sunt eu în măsură să găsesc vinovați. Dar atâta timp, domne, cât o licitație durează atât de mult, după ce ai terminat licitația, durează un an de zile ca să te apuci de lucrări, ce explicații să mai dai? Da, ați cerut explicații? Păi cerem explicații, acum, na. Le-ați primit? Primiți? Nu. Nu. Da. Și asta din în condițiile păcate, în care vorbim de, pentru că am spus că e o sumă foarte mare, nu am spus și care este suma, 40 de milioane de euro. Da, eu sunt, încă o dată, sunt foarte optimist și fac și eu și Consiliul Local, bineînțeles și cu ajutorul cetățenilor care vă spun că înghit foarte multe și totuși au răbdare, sunt optimist și încerc să... Eu vă spun că am văzut cetățeni care efectiv s-au luat cu mâinile de păr în momentul în care au ajuns cu mașina într-o groapă sau în momentul în care eventual abia și scoseseră mașina din spălătorie și era plină de praf. Și în emisiunea trecută am făcut un apel și aș vrea să repet acest apel la cetățenii de la Breaza. Bun, lucrările de canalizare și o parte din lucrările de apă se vor desfășura în continuare pe străzile laterale. Lucrarea de apă, magistrala de apă, în curând se va finaliza, deci pe firul central al Brezei, adică mă refer strada 23 August, Libertății, Republicii și 30 decembrie, nu. Deci se va finaliza, se va reface carosabilul, dar țin să-i atenționez pe cetățeni că pe zona centrală vor începe lucrările de canalizare, care vor fi mult mai grele decât magistrala de apă. La ce vă referiți? Că deja pe strada principală abia se mai circulă. Bun, și pe strada principală au început refacere. De exemplu, în zona Poduvadului s-au refăcut aproape 2 km, se va continua. Da. Începem, cred că în vreo 2-3 săptămâni începem asfaltarea între strada Pudnei și strada Sunătorii și de asemenea de la strada Armoniei până la strada Griviței, deci va fi refăcut complet covor asfaltic, dar va rămâne zona între pasarela de la Podul Vadului până la strada Pudna, care va fi spartă pentru canalizare. Ce se va întâmpla cu traficul? V-ați gândit la o deviere a acestuia sau nu, se va circula? Se va circula pe un sens în zonele unde se lucrează. Deci se va reface acum carosabilul pe magistrala de apă, pe lucrările de magistrala de apă și vor începe pe partea cealaltă de la firul central vor începe lucrările de canalizare. Deci vor avea unde să circule pe un sens. Bun. Să circule și acum, de fapt. Da. În zonele unde se lucrează. Problema este că acolo vor fi niște lucrări care vor crea un disconfort extraordinar de mare. Pentru dar va cât trebui timp să le... va fi acest disconfort? Nu avem de unde să știm, depinde de cum se mișcă... În două luni de zile să finalizăm aceste lucrări pe firul central. Ele trebuie neapărat începute. Am discutat cu cei de la Hidro Prahova și cu constructorul să înceapă în prima sau a doua săptămână după Paște, ca până în luna iunie-iulie să putem să refacem și carosabilul pe această zonă. Dar, v-am spus, va fi crunt. Va fi crunt. Va fi crunt pentru că săpătura va fi foarte mare față de magistrala de apă și, de asemenea, vor fi făcute acele branșamente. Deci, toată strada va fi brăzdată de aceste traverse. Recomandați eventual o deviere, să spun așa, traficului prin zona Gura Beliei, spre exemplu? Deocamdată nu, dar ne vom gândi și la treaba asta. Eu sper să nu. Eu sper ca zona unde s-a lucrat la magistrala de apă să fie circulabilă. Bun, piața agroalimentară este un alt subiect pe care mi-am propus să-l discutăm în această seară și vreau să vă întreb în ce stadiu se află la momentul de față acest proiect. Da, v-am spus proiect. Că proiectul era gata, am avut câteva discuții în Consiliul Local și de asemenea și cu câțiva agenți economici care noi sperăm să fie viitorii locatari în piața centrală. Sunt niște modificări de făcut, cum să spun eu, a compartimentării interioare în unele zone. Deja firma de proiectare o să vină miercuri să vedem cum facem aceste modificări și după aceea să intrăm în partea de aprobare a indicatorilor economici. Deci trebuia de luna trecută să
aprobăm indicatorii tehnico-economici sau evit aceste probleme ridicate în Consiliul Local și până la urmă e mai bine să mai ne gândim o dată, să facem micile modificări decât să construim și după aia să distrugem. Brezenii știu, domnule primar, cum va arăta noua piață. Îmi spuneați dumneavoastră la un moment dat că o vreți similară cu cea de la Câmpina, cu piața din Câmpina. În părerea mea, n-am nimic. Câmpina e un oraș, să spunem, aproape înfrățit, deci avem niște relații foarte bune cu cei de la Câmpina, dar părerea mea e că piața de la Breaza va arăta mult mai bine. Mult mai bine. Ne și dorim să ca arhitectura pieței să se simtă că e Breaza și să se încadreze în specificul zonei. Eu sunt sigur că va ieși ceva foarte frumos. Da, variantele arhitecturale sunt expuse la primărie, vor fi expuse și în piață. Problema, v-am spus, a fost cu această împărțire interioară, care va suferi ceva modificări, nu mari, dar vrem ca circuitele în interiorul pieței să fie foarte fluente. O ultimă întrebare înainte de finalul emisiunii, domnule primar. Mai avem, de fapt, câteva minute la dispoziție, dar am și o surpriză pentru dumneavoastră. Credeți că odată rezolvată această problemă a infrastructurii stradale la Breaza, dat fiind faptul că vorbim de un oraș, stațiune turistică de interes local, va crește și numărul de turiști, de investitori și așa mai departe, pentru a putea vorbi într-o bună zi de Breaza, stațiune turistică, așa cum vă doriți? Îmi pare tare rău că am prins, ce să vă spun, un mandat foarte, foarte greu. Mă zbat și ne zbatem împreună cu Consiliul Local să aducem fonduri cât mai multe pentru Breaza. V-am spus în emisiunea trecută că pentru 2015 avem undeva la 250 de milioane de lei noi, deci bani care se rulează numai în 2015. E o sumă importantă. Nu cred că multe localități de mărimea Brezei au această sumă. Problema este că orașul de 30 de ani, 40 de ani, foarte puțin s-a dezvoltat partea de infrastructură. Adică ați luat-o nu de la 0, ați luat-o de la 1-2, așa să zic. Da. Asta îmi pare rău, că îmi plăcea și mie să fac alte lucrări ca Breaza să arate bine, dar fără să facem aceste lucrări de infrastructură, greu putem să trecem mai departe. Eu încerc, noi încercăm și Consiliul Local, ca pe lângă lucrările de infrastructură, să facem lucrări pentru învățământ, de să băgăm și învățământul în seamă, să băgăm și sănătatea și sportul și cultura. Ați văzut, ne chinuim să mai facem evenimente culturale, dar de răsunet. De asemenea, ne interesează și partea peisagistică și arhitecturală a orașului. V-am spus că acolo în zona pieței, blocurile din zona pieței vor fi rearanjate, anvelopate și vor arăta cu totul și cu totul altfel. Deci ne chinuim să atragem foarte multe fonduri, dar greu. Bun. Am ajuns la rubrica Adevăr sau bârfă, domnule primar. Trei întrebări pe care vi le voi adresa. Rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă vreți să răspundeți cu da sau nu, sau dacă vreți să detaliați în măsura în care considerați de cuvință răspunsul. Prima întrebare: primarul Răzvan Bălășescu intenționează să candideze în 2016 pentru un nou mandat la primăria orașului Breaza? Cu siguranță, cu siguranță. Deci am observat, n-am fost de prima dată, cum să spun eu, conștient că la Breaza trebuiesc atât de multe lucrări de infrastructură și alte lucrări ca să poți să le termini în 4 ani de zile. Am adus bani foarte mulți, dar și procedurile sunt foarte greoaie. Da, îmi doresc foarte mult să candidez pentru că anul acesta vom aduce și alte proiecte pentru Breaza, cu echipa din primărie și cu Consiliul Local vom aduce și alte proiecte și aș vrea să le pun în valoare. V-am spus, îmi pare tare rău că îmi plăcea și mie să găsesc un oraș mult mai aranjat. De asemenea, vreau să detaliez, sper ca și legislația să se
în administrația publică locală să fie schimbată, adică și primarii, și miniștrii, și cei care lucrează în administrația publică locală să fie, cum să spun eu, băgați în seamă și plătiți astfel încât să nu mai vedem ce vedem zilele acestea la televizor. Deci nu este posibil ca un primar de comună să aibă undeva la 2000 de lei, 2400 de lei și să-l, cum să spun eu, să fie cinstit. Mulți sunt cinstiți, dar uitați că există și acea tentație că din cauza că indemnizația, remunerația, sporuri, n-ai voie să faci nimic. Dacă te-ai uitat în stânga ca primar sau ca ministru, deja ești suspect. Deci eu sper ca și legislația să se schimbe în favoarea administrației. În sensul unei mai mari remunerări? În sensul procedurile să fie mult mai bine făcute, să nu apară după o zi pe alta ordonanțe de urgență, deci să avem și noi o trasabilitate în legislația din România. De asemenea, foarte greu va cântări, cum să spun eu, atitudinea cetățeanului, dorința cetățeanului de a mă alege. Dacă cetățeanul va considera, da, domnule, nu ți-ai dus la îndeplinire ceea ce ți-ai propus, probabil că nu mă va alege. Nu este o problemă, dar v-am spus, îmi doresc să candidez. Două întrebări, răspunsuri foarte, foarte scurte, foarte pentru scurt. Că nu mai avem timp. Vă este teamă, pentru că mi-ați confirmat faptul că veți candida pentru un nou mandat. Vă este teamă că un posibil contracandidat al dumneavoastră va specula toate aceste lucrări care se desfășoară cu dificultate în Breaza, tot acest disconfort pe care îl resimt oamenii și va întoarce această situație împotriva dumneavoastră? Sigur că da. Deci se întâmplă și astăzi. Bun. Și se va întâmpla. Bun. Și cea de-a treia întrebare. Adevăr sau bârfă? Această anchetă a DNA-ului cu privire la ceea ce se întâmplă pe linie de apă și canalizare în județul Prahova, vă creează dumneavoastră, primarului Răzvan Bălășescu, o stare de disconfort, să o numim așa? Nu, disconfortul, da, îți creează, dar nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, dacă are vreo influență asupra mea. Nu, n-am nicio problemă. Problema e ca să nu fie descoperite alte chestii de licitații, de, nu știu, care să îngreuneze cursul proiectului. Aia, da, m-ar durea. M-ar durea ca acest proiect să nu fie pus în practică. Dar în rest n-am nicio problemă. Atâta timp cât ești corect, respecti legea și ești împăcat sufletește, n-are de ce să-ți fie teamă. Bun, și pentru că suntem în săptămâna mare, domnule primar, duminică este Paștele la noi, la Ortodox, și am să vă las 10-15 secunde la dispoziție, pentru că deja îmi spun colegii că a expirat timpul alocat acestei emisiuni, pentru a adresa o urare brezenilor, da, și nu numai lor. În primul rând, urarea care o fac este din tot sufletul să aibă sărbătorile liniștite, să petreacă în familie și să aibă masa îndestulată și bunăstare și să fim aproape unii de alții. Unde veți fi de Paște? Acasă. Acasă, în familie. Da. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ne-ați urmărit. Ne revedem miercuri de la ora 21, tot aici, la Momentul Adevărului. O seară bună, vă doresc, la revedere!